Diana, poloista noastră, după ziua de ieri, nu mai pot să-mi o scot din cap. Este doar așa, costum de baie. Costum de baie întreg și... și colac de salvare. Colac peste pupăză a descoperit o altă îndeletnicire. Floriana Majoretă. Asta zic. Am trăit să o văd și, și pe asta. Floriana, ești la repetiții? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Neața Răzvan, neața Dani, da, sunt la repetiții, deja am repetat până acum și vreau să vă prezint în această dimineață majoretele de la UNEFS. Ele sunt coordonate de fosta gimnastă de talie mondială, Silvia Stroiescu. Bună dimineața, Silvia! Bună dimineața! Ce faceți voi aici și câte ore vă antrenați pe zi? Eu deja am obosit. Nu cred că ai obosit, doar așa te prefaci. Ne antrenăm destul de mult, să zic oarecum mult, în comparație cu gimnastica artistică nu este mult, de 3 ori pe săptămână, cam 3-4 ore. Și ce facem? Încercăm să dezvoltăm această ramură de sport care se numește sportul de majorete. Cum a început povestea voastră? În urmă cu 4 ani, în anul 2015, când domnul rector a considerat că ar fi frumos ca universitatea să aibă o echipă de majorete proprie și atunci m-a solicitat, am pornit cu ideea de a forma o echipă doar pentru a participa la diverse evenimente legate de universitate, însă ulterior m-am gândit că de ce să nu ajungem să facem performanță. Are vreo legătură cu gimnastica? Pe de o parte are legătură, sunt anumite elemente care seamănă cu gimnastica, însă ca elemente tehnice, nu prea. Ați participat și la campionatul european, nu? Da, am fost 2 ani la rând la campionatul european. Cel mai bun rezultat a fost locul 4 și anul acesta ne pregătim tot pentru campionatul european care se va desfășura la San Petersburg la sfârșitul lunii iunie și sperăm să obținem, de ce nu, o medalie. Accidentările sunt la fel de grave ca cele de la gimnastică? Sunt destul de grave, da, iar este foarte important ca bazele să știe majoretele de jos care sprijină majoreta pe care o ridică, să știe că trebuie să o protejeze pe cea de sus pentru că până la urmă viața este în mâinile celor de jos. Vreau să stau de vorbă și cu două dintre fete. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faceți voi de când ești majoretă? Ne antrenăm în continuu, participăm la evenimente, diferite meciuri de basket, fotbal, handbal, participăm la campionate, la campionatul național și european. Da, și încercăm să promovăm facultatea și să creștem noi. Da, este un sport greu? Da, este foarte greu. Este foarte greu pentru că nu depinde numai de tine, suntem grupuri, contează foarte mult ce face fiecare. Este greu să compar cu gimnastica ce am făcut eu. Echilibru, forță foarte multă. Da, este greu. Cum te cheamă și câți ani ai? Denisa mă numesc și am 21 de ani. Te-ai accidentat până acum de multe ori? Surprinzător, dar nu. Am căzut de multe ori, mai ales la început când învățăm elemente noi, se întâmplă să mai cădem, dar ne punem saltele, ne protejăm, bazele încearcă să ne prindă pentru că asta e rolul lui. Și... Este un sport de echipă, trebuie să vă susțineți una pe alta. Da, da. Vreau să vorbesc și cu tine, bună, cum te cheamă bună și de cât timp ești majoretă? Bună dimineața, numele meu este Irina Popa, sunt majoretă de 3 ani, de când am început facultatea și sper să rămân până termin și masterul. Ce înseamnă pentru tine? Adică de ce acest sport și nu ai ales altceva? Eu am făcut gimnastică, am continuat cu majoretele, știam încă din liceu de echipă și voiam foarte mult să fac parte. Este un sport foarte frumos, suntem singura echipă de fete din România, suntem foarte implicate și vrem să evoluăm foarte mult. Ok, mulțumesc mult de tot. La final, fetele v-au pregătit o coreografie și eu alături de ele. Imediat o să ne vedeți. Doamne, bine că n-ați aruncat-o pe Floricica noastră!
Oricum are 40 de kg. Vă pupăm, mulțumim tare mult, Floriana, încă un material în care te-ai implicat personal. Mă tot gândesc după polo și nu te mai bălângări. După polo și majorete, ce o să urmeze săptămâna viitoare? Da, Floriana.